ministru. Aveți domenii sensibile și grele de păstorit. Vă doresc să aveți mult succes. Doamna ministru, diaspora, românii din afara granițelor țării sunt în atenția noastră și nădăjduiesc că veți găsi căile cele mai potrivite de a arăta românilor din afara granițelor noastre că ne pasă de ei și în același fel vă rog să-i convingeți că avem nevoie de ei.